Salut pe toată lumea, harul și pacea Domnului, fiți pe pace, fiți pe pace și nu vă tulburați din cauza mea. Nu. Ce mai faceți? Sunteți bine, oameni buni? Sunteți bine? Și voi ăștia care nu sunteți așa buni, sunteți bine? Să nu vă uitați la tricoul meu, că ăsta e un exemplu pentru chelebuți, să se vadă că poți să te mai, știi, să-ți mai revii după deșelături. În fine. În video de astăzi, vreau să vă arăt ceva ce eu nu pricep. Deci, nu pot să pricep și punct. Punctul lupus tam, punct. La fel cum nici pe foarte mulți care intervin pe contul meu de YouTube sau pe contul altor persoane. De ce vă numiți creștini? Dar totuși comportamentul vostru lasă de dorit. Și când zic lasă de dorit, e ca și cum ne gândim, avem o dilemă, suntem puși într-o situație și aproape că situația în sine se transformă într-o dilemă și nu știi cum să reacționezi sau mă înțelegeți voi. Eu nu vorbesc din niște contexte foarte complicate și complexe, nu. Din niște lucruri foarte simple, adică unii dintre voi care amenințați pe alții cu iadul, că te duci în iad, că ești posedată sau, mă rog, știți cum vă exprimați unii dintre voi. De ce să faceți una ca asta? De ce dacă vă numiți creștini? Și culmea că tot voi, după ce blestemați și înjurați în stilul vostru caracteristic, tot voi că eu sunt pe calea pierzării, că eu nu știu cum sau altul nu știu cum. Și voi vă pretindeți a fi creștini. Noi eu asta nu o să pot înțelege, never. Never. Pentru că voi nu sunteți constrânși de situații să reacționați așa. Că poate uneori chiar ești pus în niște situații în care, mă, greșești fără să vrei. Știi că nu mai ai timp să gândești, parcă e prea complicat momentul sinealului și acolo parcă și Dumnezeu cred că înțelege altfel. Dacă când tu de bună voie, voluntar, benevol, tu scrii și scrii și scrii și blestemi omul și blestemi... Nu înțeleg de ce voi mai credeți că sunteți creștini. La fel cum stau și mă întreb, ce, Doamne, și cum, Doamne, poate să zică Nichi aia, vi-l arăt imediat, e un fost manelist, cel puțin el așa se prezintă ca fiind, nu? No. Acum rămâne la plăcerea voastră să analizați. Dar un bărbat, pe nume Nichi aia, cel puțin așa e numele lui de scenă sau știu eu de ce, Dumnezeule, Doamne, iartă-ne, el se declară acum creștin penticostal. Că merg la Biserica Betel din București, dacă nu greșesc. Oricum o să pun TikTok-ului în primul comentariu și vă rog frumos uitați-vă voi pe TikTok-ului dacă vreți să îi analizați mai mult pagina de TikTok. Și el ce că a fost manelist și acum s-a botezat și că Domnul în sus, Domnul în jos. Bun. Și tot el, din când în când, cel puțin în mediul virtual, că așa în realitate nu mai el știe ce face, dar tot el e omul care se afișează cu Dani Mocan. Un alt manelist care încă e manelist, știți? Și omul ăsta, Dani Mocan. Deci, e mai mare groază, din punctul meu de vedere, promovează proxenetismul. Acum, dacă aș spune că e proxenet, după aia sună, știi, bă, Naomi. Dar de promovat îl promovează. Dacă vă uitați pe YouTube și scrieți voi, Dani Mocan, și vă uitați la ce melodii scoate, că ai făcut 18 ani, hai să te duc în Spania, să-ți fac pașaport, pupați, să nu știu ce, și multe altele. Eu am dat așa numai ca să mă uit să analizez versurile. Nici nu ai ce să analizezi, că ți se și tulbură capul când îl asculți. Și atunci mă întreb și în cazul ăsta. Ce folos că Domnul Iisus încolo, Dumnezeu încoace și Dani Mocan încoace? Ce folos că voi vă declarați creștini? Și atâta înjurați în stilul vostru și atâta blestemați, eu nu înțeleg care-i rostul. Care-i rostul? Și tu, Nichi, aia, dacă mă asculți videoclipul ăsta, lămurește-mă și pe mine, Sfântule, ce ești tu de Sfânt. Că atâta te mai faci că te pui în mașină și
cu cântări și cânt și cânt, bun, voce am văzut că ai. Chiar cânt super, super frumos. Știi, așa un bărbat să aibă vocea ta, deci chiar cânt frumos, dar nu mai lămuri cu asta altă parte. Te tă faci tu că postezi în biserică, că te duci cu mașina și cânti în mașină și alea. Dar cum rămâne cu asociații tăi? Nu zice nimeni să nu vorbești cu ei. Nu spune nimeni să nu le spui despre Dumnezeu. Nu spune nimeni să nu faci lucrul ăsta. Mă, da, voi chiar cântați despre Domnul Isus și vă țineți unul lângă altul și voi, de fapt, voi ce faceți, de fapt? Că nu, eu nu prea înțeleg ce s-a amestecat turile astea. Dar hai că dau play la vreo două, trei shorturi ca să te cunoască lumea. Și apoi, măcar așa să te cunoască, știi, să vadă despre cine vorbesc. Și apoi rămâne la aprecierea voastră, mai bun să vă gândiți de ce și voi faceți așa și de ce și omul ăsta. Nu știu, băiatul ce... Nu știu. Hai că prima dată dau play la un video în care el își promovează. El cred că e prieten cu... Și nu că cred, că am văzut și videoclipuri pe TikTok cu... Cum doamne o cheamă pe fata aia? Am uitat, poate mă aduc aminte. Știți că am făcut un video cu o fată care... În fine. Nu mai știu la ce făcea reclamă, la pantaloni, la femei, nu mai știu. Tot așa și au fost manelistă. Și... Bine, n-am probleme cu manele și să nu se înțeleagă că eu încă o ascult. Dar bine, depinde, nu stau acum așa ascult Dani Moca. Nu, 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 nu. Deci așa ceva, pe eu ne promovăm proxenetismul. Like, despre ce vorbim, știți? Nu. No. Așa, mai bună dimineața, dulceață, merge, merge. În fine, haideți, Tina, așa o cheamă, că e Reia și Tina, că mai mi-au adus aminte, da? Și e prietin cu Tina, știi? Adică, nici eu ce am mai vrut să zic cu asta, dar în fine, haideți să dau play, că vreau să vă arăt așa numai niște chestii. Parfum AMD. Salut, vreau să-ți prezint un parfum superb. Raed de la Latafa, un parfum 100% arabesc care rezonează cu luxul și extravaganța. Are o combinație de vanilie și de musc. Te invit pe site-ul Manșala Dubai. Lux și extravaganță. Te salut, vreau să-ți prezint un parfum superb. Lux și extravaganță. Auzi, frate, Nichia, despre ce lux și extravaganță vorbim aici? Că nu înțeleg. Un creștin are nevoie de lux și extravaganță? Să nu se înțeleagă cam ceva cu oamenii care folosesc parfum, da? Oamenii ferea și doar și eu folosesc, dar mă refer așa strict la modul tău de exprimare. Ce vrei să spui cu lux și extravaganță? Și acum mi-aduc aminte ce am vrut să spun, adică despre tine, prietena ta, cel puțin așa păresc că sunteți prieteni, în fine. Mă, și ea își face reclamă la, nu știu, la roci, la pantaloni, la corsete, mai știu eu ce. Dar știi, parcă, nu știu, parcă nu se ridică atâta în slăvi, știi, cât te ridici tu. Nu știu, dacă înțelegi ce înseamnă că te ridici în slăvi, dacă nu înțelegi să-ți traducă cineva. Hai să mai vedem despre ce lux și extravaganță mai vorbești tu aici și la ce faci tu reclamă. Și să nu uităm, oameni buni, că website-ul ăsta pe care ne îndeamnă să intrăm cu mașalau și ne mașalau lui, de fapt el se ocupă cu website-ul respectiv, da? Și să vedeți cu cine e asociat. Să vedeți, mă! Și atunci eu nu înțeleg despre ce Dumnezeu vorbim, despre ce credință, eu chiar nu înțeleg. Încă o reclamă. De la Tafacum. Deci nu știu, absolut nu știu de ce se numește tabaco vanilla. În primul rând, mie nu-mi plac țigările. Eu sunt credincios și un creștin nu fumează. Dar îmi place foarte, foarte tare esența de vanilie. Băi, deci... Dă-i, În primul frate. rând, sunt mâncător de vanilie, consumator de vanilie. Îmi place în tort, îmi place în prăjituri, îmi place în înghețată. Și a început să-mi placă și în parfum. Ce să zic? Tabaco vanilla de la Marhaba, doar pe Manjala Dubai.ro. Nu ezita, intră acolo. Deci nu știu. Nu ezita, nu ezita, intră pe contul meu, intră pe website-ul meu, manșalaul meu, ca să-ți cumperi parfum. Nicio problemă. Haideți să vedem cu cine s-au asociat ca să-i facă reclamă. Nu știu de ce. Fiindcă sunt sincer, manșaladubai.ro. Aici puteți găsi acest parfum I am the King pentru toți bărbații puternici. Eu, Dan Iucanu, vă recomand acest parfum, fiindcă sunt sincer, sunt leșinat după parfumul ăsta. Și din punctul meu de vedere, orice bărbat trebuie să fie fresh 24 din 24 de ore, da? Fresh, voi sunteți... Manșaladubai.ro. Aici găsiți acest parfum.
El e mocanul, da? Sunt sincer, m-a înșelat Dubai. Deci omul ăsta e dat nemocanul, pentru cine nu știe, da? N-ai coci, că un om trebuie să fie fraș. Voi sunteți, cred că vă mâncă și degetele la cât, Doamne iartă-ne, să nu mai zic multe, ca păi nu mai pot să-mi pun video pe YouTube. Deci, Niki, cu cine te-ai asociat ca să-ți faci reclamă la parfume, he? Cu cine? Cu Dani Mocanu? Cu Dani Mocanu, palegeți. Ori încercăm să fim cât mai buni în fiecare zi, ori ne dăm pe cealaltă parte cu proxenetism, prostituție, curvăreală. Hotărăște-te, omule bun. Eu n-aș putea să mă declar o persoană etică și morală, dar să mă asociez, de exemplu, cu pedofili, cu proxeneți. Deci nu, nu merge, înțelegi tu că nu, îmi stă în gât, măi omule, deci nu există, nu se poate așa ceva. Nu se poate. Nu ai cum. Haideți să mai vedem încă un videoclip în care ei foarte frumos, stau așa unul lângă altul, sun, o să auzi și o melodie aici cu Domnul Iisus sau mai știu ce o pus pe, ca să vedeți cât e de simplu zi, busy, excuse. Deci ce vreau să vă arăt aici în videoclipul ăsta de fapt, adică în video ăsta pe care îl fac eu, e că exact sau ceva asemănător cum se comportă Niki aia, a fost ăsta manelist, alături de prietenul lui, number one, Dani Mocanu, exact așa faceți și mulți dintre voi care interveniți într-un mod barbar pe conturile de YouTube. Și nu mă refer mai pe contul meu, că mai văzut eu și pe alte conturi cum vorbiți. Dar e cam așa, cam așa vă comportați și voi. Voi vă faceți că îl slăviți pe Dumnezeu, că nu știu ce, că nu știu cum, dar de fapt nu, 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 nu. Nu, voi nu mă aflați în treabă, dați-o. Uitați aici. Ați auzit cum cântă și chiar Mocanu cântă, oameni buni, adică el, ăsta, vedeți, chiar el cântă asta. Păi cum poți tu să cânti? Dar mai ascultați odată. Te faci tu că cânti acum cu Domnul Iisus și că numele lui Iisus și tu după aia cu proxenetism și cu... Na, hai mă, nu mai cânti. Ascultați. Ha? Deci el cântă numele lui Iisus, oameni buni, melodia pe care el o cântă, chiar o scos-o, Mocanu, da? Și e recentă. Și tot el, uitați ce cântă pe YouTube, da? Asta e doar o mică secvență, că eu nu mă apuc de acum să lăs aici să cânte proxenetisme din astea, dar ascultați-mă un pic refrenul de la o melodie pe care o scos-o acum recent, iară, da? Ascultați aici, tot el, în numele lui Iisus, în numele lui Iisus și tot el, hai să vedem. N-ai cum, ci că ai făcut 18 ani, hai oameni buni, ascultați voi, eu nu mai lăs să cânte maneaua asta aici. Dar vedeți? Acum, că numele lui Iisus, nu știu ce, că cu Iisus vine... Cum o cânta? Nici mai mi-aduc aminte și nici mai trebuie oricum. Și acum ești cu aceeași gură, același om, știi? Păi nu se poate când tu ești sincer, numai că ești, știi ce fac, acum e la modă. Că așa îi, mă, n-are rost, e la modă să te declar tu, vai, ești creștin, vai, ești creștin, degeaba, că faptele voastre, deci faptele voastre sunt pașaportul vostru, that's it, pașaportul vostru spre rai sau spre ea, sau unii mai vreți să mergeți voi, nu știu, în galaxia extraterestrilor, nu știu, unii vreți voi să mergeți. Deci cu câtă ușurință, acum numele lui Iisus, acum de cu proxenetism, acum cu nu știu ce, bancă și tătucul vostru pustan. Odată într-o predică, nu mai mi-aduc aminte în care, dar sper să, nu știu, sper să vină de la sine pe TikTok cumva,
când el o menționa despre Dani Mocanu, că a zis că să faceți cum zice Dani Mocanu, adică ăsta care promovează proxenetismul și care tot la 2 luni a arestat la domiciliu? Adică despre ce, Doamne, iartă, mă vorbim, pustane? Mă, dă tu cu pustan, tu. Ca cine să facem noi? Păi te rog frumos, ia-ți proxeneți, ia-ți dealerii de droguri și duceți-vă în altă parte și punct. Aici nu se promovează așa ceva. Haideți să mai vedem încă un videoclip cu Nichia asta, cu creștinul ăsta, care nu-mi dau seama ce creștin poate fi, Doamne iartă, nu? Stați un pic să mă mai duc pe pagina lui de TikTok să vă mai arăt ceva. Tot așa, cu Iisus, cu Iisus. Da, numele lui Iisus. Vedeți-vă de treabă că l-ați urzit și pe Dumnezeu. Acum el cântă, da? Nichi aia, da? Ăsta. Ați auzit ce versuri? Auziți? Cine se promovează el. Deci, eu nu înțeleg. Nu, băi, omule, tu nici aia. Te rog frumos, spune-mi ce, Doamne, iartă-mă, creștin. Bine, eu știu că te-a declarat penticostal. Dar cărui Dumnezeu slujești tu? Eu nu te înțeleg, mai. Eu nu te înțeleg. Sau Dumnezeu de acum ce? E de acord cu ce faceți voi acolo? Cu proxenetisme și asta e de acord? Exact cum nu înțeleg pe oamenii așa care se declară creștini și îi lasă niște comentarii de ce și speri. Blăstăme și așa mai departe. Nu înțeleg, nu înțeleg. Și tu, mocanule, la ce? Doamne, nu știu cum te tot arestează ăștia la domiciliu și nu te pot aresta odată să rămâi acolo unde trebuie și gata. Nu știu. Dezastru oricum, dezastru. Să încurajezi tu și să promovezi atâta proxenetismul și prostituția și tăte, și aș mă refer la Mocanu. Și să fii folosit drept referință de către pastorul Pustan prin biserici. Și tu ăsta alții de clar creștin și te mai tot areți cum e la biserică, la Betel, în București. Și tu ce tu... Bă, voi... Nu știu, păcat că unii dintre voi sunteți în libertate. That's all I have to say. Păcat că unii dintre voi sunteți în libertate. Păcat. Și tu, mocanule, Doamne, și mai dezastru decât atât, mai dezastru decât faptul ăsta, e că pe TikTok a fost vreo 2-3 melodii de-a lui care ce că vai de mine, știi? Și cu toate că el promovează proxenetismul și prostituția și așa mai departe, femeile, femeile cântă și dansează pe melodiile lui. Pe melodiile unde încurajează proxenetismul și prostituția. Deci eu nu pricep. Măi, femeilor, voi... Voi sunteți un pic adormite, Doamne iartă-mă, sunteți beteage la cap, ce ați pățit? Dacă un om promovează niște lucruri foarte negative, cum puteți, mă, să dansați pe melodiile lui? Și cum puteți să reproduceți cuvintele lui? Adică cum și de ce? Și pentru ce? Voi nu știți ce înseamnă prostituție, voi nu știți ce înseamnă proxenetism, voi nu știți să-și bată altcineva joc de corpul vostru, voi nu înțelegeți. Păi voi cântând după el și dansând pe melodiile lui, voi îl încurajați și voi îl promovați. Și apătăt noi zicem că suntem bătute, suntem maltratate și așa mai departe. De ce? De ce dacă ați ajuns să promovați asemenea specimeni? De ce? Cum puteți ca femei să cântați și cântă omul ăsta? Cum puteți ca femei să dansați pe melodiile lui? Cum puteți să faceți așa ceva? Când omul ăsta, aparent, nu respectă nici măcar femeia, că de Dumnezeu ce să mai vorbim? Că nu vedeți acum Dumnezeu în sus, după aia pac, dă-i cu alea. Cât de bolnavă e lumea. Cât de bolnavă e lumea. Dar tot e o saia care nu știu ce. Așa e? No, voi ăștia care susțineți proxenetismul și prostituția, da? Dacă sunteți așa susținători și pe contul meu, numai repede jos.
Dezabonați-vă și plecați de aici, că mie nu-mi trebuie proxeneți și prostituați pe aici, pe contul meu de YouTube. Nu, Doamne și ferește. Doamne și ferește. Ce ajung să vezi, știi? Ce ajung să vezi? Noi condamnăm, adică voi condamnați nu știu ce etichete, când de fapt uitați aici ce trebuie condamnat. Da? Unde nu există consimțământ, lucrurile astea trebuie condamnate. Eu nu cred că atunci când e vorba de prostituție sau de proxenetism există consimțământ. Nu cred că există. Nu există. Și punct. Am terminat. Deci dacă se află pe contul ăsta meu de YouTube proxenet sau pedofil sau prostituați numai repede, plecați de aici. Că îmi poluați contul de YouTube. Și tu, Nichi aia, nu știu ce creștin ești, man. Nu pot să-mi dau seama ce creștin ești și tu, și mocanul ăsta, ba cu Dumnezeu acum, ba după aia cu fete, că, ci că dacă ai făcut 18 ani și acolo unde avea și atâtea fete în videoclipul ăla, ți se și lasă rău. Mă, ți se și lasă rău. Exact cum femeile astea care cântă și dansează pe melodiile lui Mocanu, zici că nu sunt conștiente, așa și voi presupuși creștini care vă declarați ce mai duhovni și pe mine mă tă băgați în iad, nicio problemă, eu și în iad refuz să stau lângă voi. De cumva ajung în iad lângă voi, eu și refuz. Deci, nu știu, mă duc și fac flotări undeva într-un ceaun, dar să nu stau cu voi, pentru că n-am cum să stau cu oamenii ăștia care se declară creștini și au niște fapte oribile. La fel cum nu înțeleg pe femeile astea care dansează și cântă pe TikTok, uite, așa ți apar, după mocanul ăsta. Nu. Nu înțeleg. Și nu înțeleg și de ce poliția în România doarme în halul ăsta, tot arezi la domiciliu. Ce arezi la domiciliu? Pune odată, bă, o cătușă, îl priponești ca pe o vacă sau pe un cal și de acolo să nu mai iasă. That's it. Ieșim și promovăm ce? Tăte melodiile lui scutentă din asta criminală, bacă droguri, bacaia, bacaia, bacaia. Și Pustan îl folosesc și drept referință într-o predică. Lasă că cred că stau eu și să-mi iau 100 de ore. Stau eu și te găsesc eu acolo unde zice Pustan că să fim și noi ca Dani Mocanu. Păi veci nu-mi doresc să fiu așa. Like, de ce aș vrea să fiu așa? Pentru ce? Să mă pătez eu pe mine? Nu că aș fi vai de mine, nu mai pot eu de sfântă, dar măcar eu îmi dau silința în fiecare zi să fiu mai bun. Nu promovăm așa ceva. Dar voi sunteți creștini, mă, asta e interesant. Voi sunteți creștini și blestemați, voi sunteți creștini și vă asociați cu tot felul de oameni. Ce treburi sunt astea? Ce treburi sunt astea? Și când zic, mă, oameni buni, nu mai faceți copii, că aduceți pe o lume dobitocită, tot eu să aia nu știu cum, da, vă zic, nu mai faceți copii. Nu mai faceți copii, că uitați în ce lume trăim. Nu mai faceți copii. Și gata, nu mai faceți. Păi la ce să aduc eu un copil pe lumea asta și să-l osândesc, să trăiască și să vadă și să experimenteze asemenea porcării? Pentru ce? Nu. Mai bine mă rezolv eu frumos singurică și gata, la revedere. Nu aduci tu copii pe lume să cese. V-am lăsat, la revedere și aștept să-mi spui și mie, Nichi, aia, mai marele preot care te duci la Betel în București și te-ai lăudat tu că te-ai pocăit și că ești penticostal, aștept și mie să-mi spui ce pocăință e asta. Ce pocăință e asta? Dacă eu ți-aș spune ție acum că m-am pocăit și m-am botezat și în timp ce îți spun asta sau după sau mă rog, să mă vezi că beau un cocktail, știi, și că am droguri și că mă prostituiesc chiar. Cam ce părere ai avea tu despre mine? Cam asta am eu despre tine. Știi? Deci, mă înțelegi ce spun, da? Da. Puneți-vă acolo cu Dumnezeu în sus, Dumnezeu în jos. Măcar, oi, nu mai amestecați ciolanele. Ori Dumnezeu și te chinuiești în fiecare să fii mai bun, ori dă-i acolo să dar nu le mai punem pe TikTok și mai aveți și copii. Mai aveți și copii. Da. Păcat. Păcat că mai aveți și copii. Și mocanul ăsta, cred că are vreo 3 sau 4 fetițe. Cu 3 sau... Deci fiecare copil pe care are cu câte o parteneră. Adică 3 fetițe, 3 femei. Sau 4 fetițe, 4 femei. Și dai să suni cu să mai fie. Dezastru, dezastru. Deci unii oameni, păcat că au copii. Păcat. Eu sunt foarte happy de mine că n-am și să mă ferească să am pe lumea asta. Doamne, și ferească. Ferească-te Dumnezeu, auzi tu? Că Dumnezeu în sus, Dumnezeu în jos. Blăstăme pe YouTube sau asociații cu ferească-te Dumnezeu. Hai la revedere, oameni buni. Revedere, că eu nu înțeleg fenomenele astea. Nu înțeleg cum să fii creștin așa. Cum? Nu, 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 nu. Pentru mine nu... Ceva nu merge. V-am lăsat.